Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimați colegi, elevii din învățământul preuniversitar se află în vacanță. Și-au dat tezele, le-au fost încheiate situațiile școlare. Ce se întâmplă în Ministerul Cioloș, în Guvernul Cioloș? După mila mea părere, doi dintre miniștrii acestui cabinet au picat și tezele, și-au picat și testările, ar trebui lăsat să plece acasă. Mă refer, evident, la doamna ministru a apelor, pădurilor și mediului, care a reușit performanța ca, având Rom Silva în directă subordine, să asigure faptul că anul acesta industria mobilă nu va avea suficientă materie primă din import. Din cele aproximativ 4 milioane de metri cubi necesari industriei de mobilă românești, au fost contractate, datorită prețurilor exagerat de mari solicitate în cadrul licitațiilor de către Rom Silva, doar circa 1 milion și ceva. În aceste condiții, cine va răspunde? Doamna ministru? Foarte probabil că nu. Politic nu răspunde că este o tehnocrată și subminarea economiei naționale nu mai este un delict. De cealaltă parte, domnul Adrian Curaj, ministrul Educației Naționale, a reușit două performanțe. Una, deși erau prevăzute sume în bugetul aprobat în decembrie, nici astăzi instituțiile de învățământ particulare n-au primit banii per capita. O a doua, deși legea Educației Naționale prevede în mod expres, elevii de clasele a 11-a și a 12-a practic au fost lipsiți de manuale, deoarece procedura stabilită de către Minister pentru decontarea manualelor este atât de complicată, nemai vorbind de faptul că nu se asigură decontarea tuturor manualelor, încât practic mai puțin de 10% dintre elevii de clasele 11-a și a 12-a și-au putut cumpăra manuale școlare având decontate cheltuielile. Nu mai aduc aminte, estimați colegi, despre aventura tragicomică a planurilor cadru pentru gimnaziu. Planuri pentru care domnul ministru răspunde, nu băieții și fetele de la Institutul de Științe ale Educației, care au executat un ordin, se pare, acela de a nu modifica mare lucru. Așa cum am aflat din presă, ordinul a venit direct din partea domnului ministru. În aceste condiții, poate că este cazul ca dirigintele clasei, domnul Cioloș, să ia măsuri. Altfel, la urma urmei și la sfârșitul zilei, domnia sa va răspunde. Probabil nu doar politic. Radu Zlati, deputat de Cluj.